Emisiune realizată în colaborare cu revista Careers and Business și cu sprijinul Cibo, Aspace, Point Consulting. Salutare, sunt Gabriela, vă regăsesc din nou la Oameni și Momente, video podcastul pe care l-am lansat în această toamnă. În acest episod am alături de mine pe Claudiu și pe Sorin, doi reprezentanți de seamă ai securității în muncă. Pe Claudiu știu de ceva vreme, ne-am întâlnit și am colaborat de-a lungul timpului în evenimentele noastre Smart HR. Pe Sorin, uite, acum îl cunosc personal și abia aștept să dezbatem, să vedem ce se întâmplă pe la ei în această vară, ce planuri au în viitor. Și vorba aceea, să povestim momente frumoase. O să te întreb pe tine, Claudiu, prima oară, cum stai cu vara? Din păcate, în momentul ăsta foarte cald, dar din fericire lucrurile se mișcă, ne mișcăm cu toții și ne bucurăm și de soare, și de ploi, și de activitatea de zi cu zi și slavă Domnului că putem face lucrurile. Da, pentru mine, când ne-am cunoscut prima oară, nu mai știu, acum câțiva ani, seatbelt-ul a fost așa o surpriză foarte plăcută, pentru că, evident, mai toată lumea care activează în HR și nu numai s-a intersectat cu securitatea muncii, da, așa cum se spunea pe vremuri, și am interacționat cu inspectori în acest domeniu care erau destul de rigizi, destul de așa, nu știu cum să spun, inflexibil și foarte monoton și tot era plictisitor și hai să facem și pasta. E, momentul în care am descoperit compania voastră a fost așa, un wow, și sincer, acum, fără absolut niciun fel de falsă laudă, să spunem așa, e pur și simplu un lucru care pe mine m-a atras foarte mult, pentru că și eu urăsc monotonia și urăsc lucrurile astea care merg așa într-un ritm foarte lent și foarte sumbru, așa, nu știu cum să spun, așa, da, lent, exact, o chestie așa, nu e, știi, nu. Dincolo de tehnologie, este vorba de abordare, știi? De faptul că, dom'le, stai puțin, că se poate și altfel. Da. Da, chiar se poate și altfel. Și e un domeniu care înseamnă foarte mult comunicare. Da. Degeaba suntem dosă de legislație, degeaba avem zeci de ani, poate, de experiență în spate, dacă nu știm să transpunem și să comunicăm pe înțelesul oamenilor, să facem, de fapt, educare. Asta înseamnă ceea ce facem noi. Una din principale activități, să schimbăm comportamente, să educăm oamenii, să-i conștientizăm și să-i responsabilizăm mai bine. De la primul post de execuție până la top management, fiecare trebuie să înțeleagă că există și stă foarte mult în puterea fiecăruia să prevenim accidente, să ne organizăm până la urmă un mediu de lucru sănătos și asta ne dorim să, corect, să schimbăm. Corect. Eu știi, terminat facultatea de drept și o mică perioadă din viața mea am interacționat cu acest domeniu, pentru că nu am profesat niciodată, deși vreau să mă fac magistrat, iată că viața m-a dus în total alte locuri. Dar mi se părea de-a dreptul enervant când te duceai și vorbeai cu un avocat, acum fără niciun fel de dar, asta este, și cereai un sfat, că, uite cum să fac, e bine că fac așa. Și el începea, păi articolul cu tare din legea cu tare, corobora cu articolul cu tare din legea cu tare, spune că cu tare și în legea cu tare. Stai frate, zi-mi da sau nu, lasă-mă pe mine cu, știi? Exact același lucru este și în cazul vostru, pentru că și dacă voi începeți cu articolul cu tare, cu legea cu tare, cu urmări, nimeni nu mai, deci ne-ați pierdut. Dorm în sală. Efectiv. Dar cum? Tu ești unul dintre fondatori? Nu. Eu sunt director general. Sunt de 6 ani și jumătate în Sibel. Și asta m-a atras la Sibel, că facem lucrurile altfel. Efectiv le facem altfel, abordarea noastră este către angajat, să îi transpunem exact cum zicea și Claudiu, poate și parte de legislație, dar și parte de riscuri și cum să se ferească de tot ce înseamnă pericole, astfel încât să prevenim accidentele,
omul să ajungă acasă la familia lui după o zi de muncă, că de fapt asta e misiunea noastră. Să ajutăm angajații să ajungă acasă la cei dragi. Da? Ne ducem toți la muncă, fiecare cu scopul lui, însă trebuie să ajungem înapoi, să nu dăm o tură, nu știu, pe la spital sau prin altă parte. Și atunci modul în care transpunem noi lucrurile astea trebuie să fie interactiv, astfel încât oamenii la final să rămână și cu o parte de informație, dar și cu un sentiment plăcut. Noi am fost acolo, n-a fost la plictisitor care mi-a spus trei articole, mi-a enumerat acolo încă două legi sau două reguli interne, că mai sunt și reguli interne, dar știu să folosesc stingătorul, de exemplu. Mă duc acasă, am clienți care chiar și-au cumpărat stingătorul după training-urile noastre. Foarte tare că voi ați fost la Spar HR și ne-ați adus simulatorul acela, nu știu ce. Am semnat și eu la viața mea carnețelele alea de SSM, adică să recunoaștem, n-am atins niciun stingător până la evenimentul cu Spar HR. Serios? Da, da, și pe ăla l-am folosit foarte tare, adică exact despre asta este vorba până la urmă, știi? Pentru că în domeniul ăsta al securității muncii, meseriile care sunt cele mai riscante sunt ocupate de oameni care ignoră cel mai mult prevenția. Da. Așa văd, da? O parte da, dar nu doar de aici. Da? Pentru că și acolo este cel mai greu poate să îl faci pe om să conștientizeze că prevenția îi salvează viața. Este pentru el, exact. Da? Deci, la fel ca purtatul centurii de siguranță, nu că mi-e cald. Bă, dar vezi ce răcoare o să-ți fie pe lumea elată, nu știu cum să zic, știi, cam așa. Exact, exact. Noi ne ajutăm și de top management, cum spunea Claudiu, pentru că acel lucrător, chiar dacă conștientizează cu ajutorul nostru, dacă nu vede un model în cel care îi dă zilnic task-uri și cel care e toată ziua lângă el, conștientizează, merge mai departe, după o săptămână uită, pentru că vede în jurul lui alții făcând greșit cum făcea și el înainte, sau pe managerul lui care ignoră pur și simplu lucrurile astea. Și foarte important este să pleci de la top management în jos pentru a ajunge la acel lucrător și de a conștientiza la ce se expune. Și riscurile nu sunt doar în meseriile, cum avem șantierul din spate sau așa, sunt riscuri peste tot, inclusiv în birou. Corect, da, absolut, absolut. Și în birou poți să vii să faci creăm în priză. Da. E și o întrepătrundere chiar cu partea de well-being, pentru că se pune foarte mult accent pe zona asta. Da. Și ce spunea Sorin, dincolo de riscuri, domeniul nostru se numește securitate și sănătate în muncă, adică e important să fii și sănătos la locul de muncă și oamenii sunt din ce în ce mai focusați și interesați aspecte ce țin de sănătatea lor, și fizică și mentală. Și atunci o poziție corectă la birou sau felul în care, nu știu, te hidratezi, că tot e sezonul ăsta cald, își pun amprenta asupra ta. Ori conștientizându-le, mai ales că vorbim de general oameni care au un anumit nivel de educație și oricum, și noi românii ne-am educat destul de mult în ultimii 30 de ani, nu mai suntem chiar așa. Lucrurile evoluează și atunci fiecare dintre noi își dorește până la urmă să trăiască mai bine, să ajungă, cum spunea Sorin, sănătos acasă la cei dragi. Și din misiunea asta așa strategică, noi am construit și construim tot ceea ce oferim. Dar eu am o curiozitate. Voi, vorba aia, în ultimii ani, ați construit tot felul de aplicații, filmulețe, tot felul de programele de genul ăsta care cumva interacționează cu beneficiarul, să-l numim așa, da? Cum, să zic, cum faceți? Vă adunați la Silver, astăzi avem brainstorming, ce mai facem noi pentru beneficiar? Nu se întâmplă. Ce, cum se întâmplă lucrurile? Nu se întâmplă chiar așa, dar ne vin foarte multe idei din nevoile clienților. Clienții vin către noi cu o nevoie și în momentul ăla trebuie să găsim o soluție. Sau efectiv luăm soluții care poate sunt aplicate în alte domenii și încercăm să le mutăm către domeniul nostru. Uite, acel simulator. Efectiv am văzut un video pe YouTube, Bogdan de fapt a văzut. Eu îl văzusem mai de mult, dar uitasem de el. L-a văzut Bogdan, fundatorul Seedbank. Mi l-a trimis și a zis ok, hai să vedem de unde îl cumpărăm, cum îl cumpărăm. Și el era pe YouTube, făcea, era prezentat ca ce? Exact, ce făcea el, parte de training. În folosele cei care îl produseseră, el era pus în America ca și dispozitiv. Și am căutat un distribuitor în România, am reușit să găsim o variantă prin care să-l importăm. Colegii noștri vin cu idei. Da. Am văzut un lucru, nu știu, hai să încercăm să facem și la noi acest aspect. Avem, de exemplu, acum
alte dispozitive pe care nu le-am adus la acea ediție, dar avem niște ochelari care simulează consumul de alcool. Ah, ce tare! Și pui la oi, da? Și să nu consumi de droguri. Și unul cu droguri, exact. Wow. Și îl pui la ochi, e ca și când ai avea acolo 1008, dacă ține bine minte, și faci diverse asta lucruri. Asta trebuie să încerc. Da. Păi am încercat în team building, apropo de idei, și mie ne place să facem totul la maxim. Și atunci, da, și când mergem într-un team building, e un prilej foarte bun să exersăm. Și am avut anul ăsta, chiar acum, luna trecută, de fapt, la începutul lunii iunie, team building-ul în care noi am avut exerciții între noi și tot felul de întreceri pe echipe, în care am folosit simulatorul de incendiu, în care am folosit ochelarii de care pomenea Sorin, și am văzut pe pielea noastră și ne vin de acolo, ne mai vin și alte idei. Da, dar să știi că asta e foarte tare, pentru că, uite, vezi chestia asta, consumul de alcool și, mă rog, de droguri, de substanțe de mare valoare, la propriu și la figurat. Nu realizezi, poate, știi, în adevărata ei, dacă nu o cerci, știi? Și mulți zic, ia să văd și eu ce e. Ei, uite, da, fără să te afecteze în mod fizic, în mod real, da, exact. Da. Și fără să te accidentezi, da, vezi ce se poate întâmpla. Da. Și te-ai folosit. La un client am folosit, i-am pus să folosească ochelarii și să-și șuteze la poartă. Cam un penal. Asta o distracție totală, da? Super tare. Și au realizat cât de mult înseamnă acel alcool consumat, poate. Da. Toată noaptea și dimineața la 7 te sui la volan sau vii la muncă, te uși pe stivuitor și poți să faci altele. Sau în butoiul cu cea, a fost accidentul ăla acum, când două luni de zile cu doamna aia care nu știu ce a scăpat în butoiul cu nu știu ce, pe la Petrobras, de-a murit săraca făcută vraiște. Sunt multe, din păcate, tragedii și situații care ajung să se transforme în tragedii din lucruri mărunte. Lucruri mărunte pe care poate unii dintre noi le considerăm banale. Ce e așa de complicat și periculos să-mi pregătesc o cafea dimineață? Poate fi. Dacă pui mâna în zona unde curge apa opărită, ia că o arsură. Da. Sau diverse alte situații. Sunt situații, sau ce poate fi periculos într-o clădire de birou, când dimineața când vin la birou, când se spală pe jos, foarte ușor se poate aleca. Și atunci, în meseria asta noastră, e foarte important, ce spuneam la început, comunicarea să fie cât mai interactivă, astfel încât oamenii să conștientizeze. Nu să se sperie și să li se creeze un efect negativ, așa, să-i fie frică omului să mai iasă din casă, ci să facă lucrurile cu mai multă răspundere și atenție. Conștiente, da. Când butonezi telefonul pe stradă, când traversezi strada. Nu învățăm noi oamenii să conducă mașina sau să traverseze strada, sunt lucruri elementare. Dar conștientizându-i asupra pericolelor, care pot plana asupra lor sau ale celor din jur, chiar a celor dragi, oamenii devin mai responsabili. Dacă ne gândim că acum 20 de ani, nu știu dacă cineva avea un scaunel de ăsta pentru copii, de exemplu, sau câți purtau centura de siguranță și ne uităm că acum lucrurile au evoluat evident, ne bucură. Totuși, din păcate, suntem destul de departe. Adică, statistic, multe accidente. Acum știi cum este lucrurile și viața și mediul nu rămân pe loc. Și ele se transformă, apar riscuri noi. Da. Nu e ca și cum ne-a rezolvat, gata, și va, e totul terminat. Da. Exact. Da, și atunci trebuie să ne adaptăm. Dar în ultimii ani, da, conștientizarea a crescut și față de acum 20-30 de ani, când a dat exemplu Claudiu cu centura, și în domeniul nostru observăm că lucrurile se schimbă. Oamenii sunt foarte receptivi, încă au conștientizat că e despre ei, de fapt. Mai avem până va ajunge, nu știu, ca în UK, de exemplu, dar nu suntem foarte departe. Bine, acum, sincer, sunt eu nici nu știu dacă ar trebui să trecem într-o extremă de aia în care, așa cum spunea Claudiu, să stăm toți într-un bol, că așa, dar, da, este, mă rog, până la urmă, este lucru cu omul, este un pic complicat, da, pentru că fiecare are propria experiență, abordare și așa mai departe și nu este simplu, da, până la urmă, știi cum e, bine că lucrurile evoluează. Lucrurile evoluează și ce simțim noi. Noi lucrăm foarte mult, adică exclusiv companii, deci B2B. Din fericire și onoare pentru noi să lucrăm chiar cu companii de top din România, se schimbă foarte mult la nivel de cultură organizațională. Se pune din ce în ce mai mult accent pe zona asta de safety și când spun că se pune accent nu doar la nivel declarativ, ci oamenii s-au cam săturat de ce vorbeam la început. Birocrație, formalism, hai să semnăm niște hârtii, care hârtii nu salvează viața, nu te protejează de riscuri.
Sunt doar o dovadă, o conformare că respecti niște cerințe legale. În rest, ce se întâmplă în spatele hârtiilor, deja zilnic simțim că contează tot mai mult, ceea ce e bucurător. Să nu ne mai gândim doar la hârtii, că asta e ideea. Dar cum se mai întâmplă mai cu controlele? Că sunt numite meu în continuare, vine așa foarte în forță? Nu foarte în forță, dar încă mai iau metecnele vechi, ca să le numim așa. Însă să știți că sunt inspectorii, în ultima vreme cel puțin ce am observat, care sunt mai deschiși, care văd lucrurile pe care le facem, ne apreciază. Chiar am primit felicitări pe partea aceasta în urma controlelor, că ok, nu trebuie să ne crampăm la acea birocrație formalism cu documente, dar și acea documentație contează, pentru că tot ceea ce transpunem noi către beneficiar este prins undeva în spate în diverse documente. Unii sunt pe prevenție, unii, bineînțeles, vin și să caute nod în papură. Da, asta căuta. Că, de fapt, știi, ceva ani în urmă, când interacționam și mai mult cu acest SM, eu m-am ocupat niciodată în mod direct de el, dar în contextul HR-ului, evident că ai... adică abordarea era clară. Vine controlul, trebuie să găsească ceva. Hai să-i dăm să găsească ceva simplu ca să fie liniștit să plece. Să nu se uite în alea complicate, știi? Aici ideal este să nu ai din alea complicate și dacă găsește ceva simplu, e ceva simplu. Și asta facem, noi încercăm să mergem către clienți, să rezolvăm absolut tot ce putem rezolva, dar în special lucrurile complicate sau lucrurile care pot genera adevărate tragedii. Da. Acolo ne focusăm, le dăm idei, discutăm cu ei astfel încât nu controlul de fapt este important, pentru că avem un control de la ITM sau de la ISU. Vine controlul, îți lasă poate niște măsuri, poate e o amendă. Problema e când se întâmplă o tragedie, când n-ai luat o măsură, fie ea simplă sau complicată, și se întâmplă ceva cu unul dintre oamenii tăi. Acolo de fapt. Asta e de fapt ținta noastră. Nu a dat bine la controlele efectiv. Acela sunt tăgeția. E o consecință până la urmă, exact. Da. Ajungi să dai bine și la controle dacă până la urmă da, te exact. Preocupă exact. Exact. Dacă îți faci treaba bine, exact. Controlul este doar o formalitate și pe care o îndeplinești fără probleme. Și exact asta e ceea ce trebuie să întărim, că până la urmă ce spuneai, Sorin, nu controlul este obiectivul, să te asiguri că pui la punct riscurile, schimbi comportamente în bine și ăsta e focusul. Sunt companii care au cifre de afaceri de zeci, sute de milioane de euro, n-ar trebui să le fie frică de un control care maxim se poate solda cu amendă. Lor trebuie să, preocuparea principală trebuie să fie grija vis-a-vis de oameni, de mediul de lucru, oricât de automatizat și de robotizat, în spate tot sunt niște oameni. Da, da, există riscuri altele, dar există, da. Le se pot schimba, dar un mediu total sigur mai e greu de găsit. Ce este important e cum controlezi riscurile. Exact. Aici, și aici e cheia în angajați și în top management. Eu mă întreb dacă există ceva pe care îl făceați înainte de a veni la Seatbelt. Și după ce ați început să lucrați așa aici și în domeniul ăsta și ai zis, aoleu, chiar așa n-aș fai, hai să nu mai fac. Dacă aș fi să menționez așa o, ce eu cel puțin, eu sunt de 10 ani în domeniul în Seatbelt, practic. În Seatbelt am început cariera în acel domeniu. Înainte de Seatbelt, tot ce știam despre domeniu e că semnam niște hârtii. Deci cam asta era. Ca primarul, da. După ce. Cam asta era așa principala activitate de prevenție în general. Rest, ce aveam eu educație da. Din spate și ce... asta era experiența anterioară și în momentul în care am intrat în Seatbelt a devenit pasiune și cred că multe dintre ideile astea ne vin și din pasiunea noastră spre a face lucrurile altfel. Eu înainte să mănânc ca primarul Fișer. Nu? Aveam angajați în subordine, venea domnul de la Protecția Muncii și îmi spunea, trebuie să semnezi aici și... te rog să le spui să meargă încet, pentru că e mai întuneric, lucram în Horeca în perioada respectivă și seara e mai întuneric, clubul e cu lumină puțină, să nu se împiedice. Asta era tot ce știam despre ce și erau niște cărticele pe care le semnau. Dar mai sunt și acum, nu, cărticelele sunt, nu? Mai sunt, da, teoretic de anul trecut există și în format electronic, doar una dintre ele, cea albastră, dar nu se folosește încă la sfera la. Da, mă rog, asta cu formatul electronic, știi cum e, declarațiile online se depun la ghișeul 2. Cam așa e.
Am avut multe discuții cu diverse persoane pe chestia asta. Eu, pe mine mă frustrează foarte mult hârțogăraia asta și drumurile de a plimba hârtii și dosare de la un ghișeu la altul sau de la o instituție la altă, ceva fantastic. Dar, mă rog, poate că încet, încet o să trecem și peste asta. Da, într-un viitor mai îndepărtat. La crezător. Trăim cu speranța, da. Asta nu ne oprește să ne focusăm pe lucrurile cu alea. Dar, din păcate, da, se consumă din cel mai mult, cea mai mare și importantă resursă e timpul pe care îl consumăm cu hârțogăraia, când am putea face lucruri mult mai de valoare și de impact nou în zona asta de prevenție. Da? Da, și am salvat mai mulți copaci. Dar asta e. Cum a fost momentul când ai venit în Seedbelt? Ca să întorc tot vorbim de momente. Da. Acum 6 ani și jumătate, de fapt acum aproape 7 ani am avut o discuție cu fondatorul Seedbelt. Eu activam în industria de oil and gas, tot pe health and safety. Și eram puțin reticent, puțin mai mult reticent de fapt, nu-mi doream să lucrez într-un serviciu extern. Auzisem în diverse păreri, nu contează și nu am zis, băi, n-am ce să fac într-un serviciu extern pentru că nu pot pune amprenta, mai mult facem formalism acel cu proprietare de fișe și tot felul. Însă după discuția cu Bogdan, în care am văzut viziunea, de fapt, mi-a transpus efectiv viziunea lui, am zis, stai că e puțin diferit față de ce știu eu. Și am început chiar de aproape de ziua mea, cu zi înainte, de zi de naștere. Și undeva, nu știu, cred că în 2-3 săptămâni am fost convins că o să rămân mult timp în companie. Și acum mai din mai ai același, acum mă rog, nu mai am același vibe. Nu mai am același vibe, am un vibe mult mai mare pentru că creștem zi de zi, echipa e minunată, suntem undeva la 91 de angajați, dacă da, am numărat corect azi. Da, ce se pare foarte mult pentru o firmă de SSM, chiar este, este foarte mult pentru o firmă de SSM din România. În exterior nu este. Este un număr de începători, ca să spun așa. Dar echipa mă hrănește cu energie zilnic, pentru că îi văd uniți, îi văd că se ajută între ei, vin cu idei tot timpul, chiar și foști colegi care au plecat din Seedbelt, i-am întrebat, ok, ce te-ar mai făcut să rămâi în Seedbelt? Și a zis, păi, în primul rând, echipa. Am un coleg care a plecat chiar recent de 2 săptămâni și mi-a spus, decizia mea am luat-o foarte greu pentru că mediul și echipa este excelent. Dar mi-e foarte greu să plec, efectiv. Dar ce, în afară de faptul că se sprijină pe alții, ce crezi că face chestia asta? Adică asta, știi, din prisma faptului best place to work, știi? Cred că ne asemănăm foarte mult între noi. Da, chiar vorbeam la un dat și cu Bogdan, cred că și cu Claudiu. Colegii toți sunt cumva aleși cu câteva elemente în comun și nu vorbim de profesionalism, că știu meserie sau nu. Foarte mulți colegi, cum e și Claudiu, de altfel nu știau ce înseamnă SSM înainte, ci au venit și au învățat efectiv aici. Dar bunul simț, corectitudinea, sprijinul de care vorbeam reciproc, ne ține la oaltă. Adică gândim la fel foarte mult. Avem foarte multe elemente din cei 7 ani de acasă. Și cred că de acolo e, de fapt, mediul ăsta atât de plăcut. Deci trebuie să urmăm vorba aceea, angajați oameni pentru atitudinea lor și neapărat exact pentru competențele lor tehnice. Da, competențele se învață. Se învață. Sunt... Eu ce mai fac la el e un mare sunt ca primul experiență, dar am venit, repede, nu știam decât partea de fișe și se învață. Ca orice meserie, partea de competențe tehnice e imposibil să nu le înveți, atât timp cât îți dorești, cât ești dispus la un efort, la ești curios, vrei să vezi lucruri noi, nu e o problemă. Nu trebuie să fim, avem Google, nu trebuie să mai fim noi atotșiutori în legislație. Ok, înveți lucruri elementare de care te lovești des, dar e important foarte mult ce transmiți mai departe. Și cum îl faci pe om să-și implementeze cumva în obiceiuri, exact, niște apucături bune. Am clienți care îmi spun, care mă întreabă de fapt, păi cum îi găsiți? Tu ai fost primul meu consultant, am mai avut încă 3 după tine, că da, ne rulăm după zone, după cum mai evoluează fiecare, dar toți sunteți la fel. Exact asta și n-am auzit o singură dată lucrul ăsta.
de mai multe ori. Da, este foarte interesant că 90 de oameni la fel nu este ușor să ai, adică nu da, știu cum da. Să zic, dar... Și nu doar în București, sau din toate colțurile țării, asta e, adică și dacă luăm colegul de la Oradea, de la Satul Mare sau de la Deci Iași... Deci ce face recrutările la voi, apropo de asta? O vreme până s-a ocupat chiar Bogdan, că el ne-a recrutat și pe mine și pe Sorin. Așa, după asemănarea lui, exact, ok, da. Așa. Și acum ne-a transmis nouă și mai departe ne străduim la fel să ducem mai departe procesul ăsta de recrutare în care să găsim oamenii care să ni se asemene și cu care să putem construi mai departe visul ăsta la care... Da. Voi, parcă mi-aduc aminte, la Smart HS, spuneați că ați fost și pe afară, pe la târguri sau evenimente? Sorin a fost. Da, chiar am fost eu în aprilie, dacă mă înșel, în Birmingham, la un târg de Health and Safety, la fel pentru la idei. Ne luam și de afară idei. A fost o experiență foarte faină, am văzut foarte multe lucruri interesante pentru noi. Însă ce mi-a plăcut cel mai mult este faptul că noi, Seatbelt, nu suntem departe de ceea ce e acolo. La unele categorii chiar suntem peste. Chiar mi-a plăcut, am participat la foarte multe workshop-uri pentru că m-a interesat să aflu informație, la fel cum s-o transmitem și noi către colegi. Și acolo n-am rămas dezamăgit de informații, informația era foarte bună pe slide-uri. Însă de modul de transmitere al lor, exact ce facem noi foarte bine către beneficiarul nostru direct. Nu era un mod în care să mă atragă să stau acolo. Dacă n-aș fi citit slide-urile și n-aș fi știut despre ce e vorba, la foarte multe plecam. Bine, na, fiind o chestie de specialitate cumva, da. Da, dar trebuie să găsești un mod plăcut să ții om acolo. Și chiar mi-a plăcut lucrul ăsta, am stat 3 zile întregi, am mers cred că undeva la 20.000 de pași pe zi, pentru că era un târg, cam cât Romexpo așa de ca dimensiune. Workshop-uri, diverse inovații, cum să te protejezi, echipamente de protecție diverse, cum să măsori anumite lucruri, de exemplu despre manipularea manuală. Asta e un lucru pe care probabil o să facem și noi în curând să facem workshop-uri cu angajații clienților din depozit care manipulează toată ziua. Da, și probabil mai urmează încă un târg, anul ăsta încă nu știu sigur. Nu e nimic legat de inteligența artificială, nu a venit peste voi, asta încă? Am început să o studiem, să vedem cum putem să o integrăm. Da. Acolo știu că n-am găsit chestii pe direcția asta. Da. Singurul care era partea de training-uri cu VR. Okay. În realitate virtuală, alea da, sunt foarte faine. Am și luat contactul companiei că vrem să facem și noi niște training-uri, să le punem ochelari la ochii angajaților. Însă pe partea de inteligență artificială, clar trebuie să o integrăm. Noi ne digitalizăm continuu, aș putea spune. Și asta am făcut-o din 2012. Firma e fondată în 2011. Din 2012 am avut prima platformă de e-learning. În momentul de față avem 3 platforme de e-learning pe care le folosim. Pe diferite aspecte, diferite cursuri. Avem platforma de management, în care acolo vreau să integrăm pe viitor partea de AI, pentru că ne-ar ajuta să interpretăm foarte bine datele pe care le strângem. În zona asta de AI, mă rog, inteligența artificială, partea asta de analiză este foarte, foarte mișto, foarte utilă, într-adevăr. Adică asta e un credit pe care eu îl dau. AI-ul, din punctul meu de vedere, nu e acolo unde cred eu că ar trebui să fie, dar nu înseamnă că nu o să fie. Da, exact. E abia la început. Da. E abia la început să ne aduce aminte cum era, nu știu, telefonia mobilă la început. Vai de capul meu, dar ce... Da. Nici nu visam că o să ajungă unde a ajuns, așa că... Într-un timp atât de scurt. Da, probabil într-un timp foarte scurt și inteligența artificială își va pune amprenta în toate domenii. Este și, până la urmă, meseria noastră de bază este de consultant. Noi asta facem, de fapt, oferim consultanță toate serviciile. Și AI-ul se duce foarte mult în zona de consultanță, da, deci este inevitabil că îl vom atrage și în domeniul nostru. Da, nu știu, că eu mai vorbesc și eu cu ChatGPT, îl întreb ce mai face, i-a fus doar de mine, nu, mă iau, nu vezi că eu nu sunt... Îl testăm și noi, să știi, pe zona asta de securitate, pentru că l-am testat cu câteva întrebări, la unele răspunde aproximativ, la altele mai de la teul, dar eu abia la început, așa că... Au și spus că vor, că vor mai fi la teul și e clar trebuie să și... Pe anumite nișe mai are de învățat. Da. Trebuie antrenați, de fapt, roboți. Domnilor, eu vă mulțumesc mult că ați fost aici. Mai iată că timpul a trecut. Sper că telespectatorii noștri ne-au urmărit cu plăcere. Sper să ne revedem, iată, și la Smart HR-urile viitoare. Poate ne mai vedem și la emisiune, că uite, sunt multe lucruri de spus. Cu mare drag. Trece repede timpul, știi cum e. Când vorbești despre lucruri care îți fac plăcere, chiar zboară. Așa este.
Așadar, vă mulțumim că ne-ați urmărit și sperăm să fiți alături de noi și la edițiile următoare pe Piața Muncii.info. La revedere! La revedere! La revedere! Emisiune realizată în colaborare cu revista Careers and Business și cu sprijinul